Salutare, astăzi avem alături de noi pe Teo Neagu, jucătoare cu multe sezoane la activ în Liga Națională de Basket Feminin, dar și recent cu experiență în basketul spaniol. Teo a făcut parte din proiectul nostru, Basket Educație sau Ambele, sponsorizat de Brentec și de Banca Transilvania, în cadrul căruia am încercat să le facilităm jucătorilor români mai multe sesiuni de educație financiară și de coaching profesionist. Bună, Teo, Dora, mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună și mulțumesc pentru invitație. Cum ți s-a părut proiectul nostru? Cum au fost ședințele de coaching și de educație financiară? Mi s-a părut un proiect foarte interesant. Am învățat foarte multe lucruri, în special pe partea de educație financiară, dar și partea de coaching m-a ajutat foarte mult, mai ales în sezonul în care am jucat în Spania. Care au fost punctele forte după acest proiect? Care au fost cele mai importante lucruri? Pe ședințele de educație financiară am învățat cum, în primul rând, cum să ne punem bani deoparte în momentul în care nu știu, intră salariul și să nu-i cheltuim pe toți și după aia ce rămâne să mai punem deoparte. Care ar fi posibilitățile noastre de a investi, pentru că totuși se câștigă niște bani mai buni în basket decât într-un job normal. Și ceea ce cred că ar trebui să știe fiecare jucător profesionist. Și în ședințele de coaching am avut-o alături pe Alina, care a fost un suport moral foarte de ajutor, mai ales în sezonul în care am jucat în Spania. Și, nu știu, am învățat să mă descoper pe mine în ședințele cu ea. Când te-ai înscris, îți motivai alegerea de a participa la cursul nostru prin partea de mental coaching a basketului. Crezi că te-a ajutat proiectul în punctul ăsta de vedere? Da, cred că m-a ajutat foarte mult și consider că ar trebui să fie un curent mai în trend și în România, pentru că deja în străinătate se practică de mult mai mult timp decât în țara noastră și cred că chiar începând cu vârste fragede, jucătorii ar trebui să beneficieze de ședințe de coaching pentru fiecare nivel și fiecare vârstă. Tu joci deja, după cum am spus în introducere, joci deja basket la nivel profesionist de ceva ani. Care crezi că sunt principalele provocări pe care le întâmpină jucătoarele românce de anumit carieră? Să zic că principalele provocări ar fi mai ales legate de proiectul în care am făcut parte, pot să fac așa o balanță și să zic că pe parte financiară este un dezavantaj faptul că suntem plătite 8 luni de zile și totuși un an de zile are 12 luni și cred că la acest curs am învățat că de fapt, nu știu, o tactică bună, ca să zic așa, ar fi ca salariul pe tot sezonul să fie împărțit pe 12 luni de zile, nu pe 8 luni, pentru că atunci vom vedea exact suma pe care noi ar trebui să o cheltuim pe lună. Și pe parte de mental coaching, ca să zic așa, este, cred că principala provocare este a rezista la stresul din timpul sezonului, a, nu știu, meciurilor proaste sau antrenamentelor proaste sau nereușite, la presiunile din partea publicului, rezultatului, antrenorilor, cu echipierilor. Cred că astea sunt principalele provocări. Îmi povesteai înainte să începem acest interviu de interacțiunea pe care ai avut-o cu alți profesioniști din basket datorită acestor cursuri. Dezvoltă-te, rog. Da, mi-a plăcut pe lângă faptul că am avut parte de cei doi traineri care ne-au dat foarte multe informații, adică cel puțin pentru mine au fost foarte benefice. Unele dintre ele chiar am început să le pun în aplicare. Mi-a plăcut și faptul că am interacționat cu colegii de breaslă, ca să zic așa, și am mai aflat ce mai fac ei. Pe lângă am aflat informații, de exemplu chiar de la Andrei Mandache am aflat foarte multe chestii și cumva am interacționat altfel decât, nu știu, în viața strict profesionistă sau poate cu unii n-am interacționat niciodată, dar prin intermediul acestui proiect am reușit cumva să aflăm chestii care sunt în spatele lumii basketului.
privind acum ca o ansamblu, după ce ai terminat, după ce ești absolvent a primei generații acestui curs, consider benefic un astfel de proiect pentru sportivi români? Da, îl consider foarte benefic și chiar sper și îmi doresc ca mult mai multe proiecte de genul să fie implementate. Mai ales, din punctul meu de vedere, mai ales pe parte de mental coaching, pentru că este foarte important ca jucătorii să fie cât de cât stabil mental sau să reușească să-și gestioneze emoțiile, iar partea financiară cumva să vină în concordanță cu cea de mental coaching. Ok, mulțumim, Teo! Mulțumesc și eu!